Zeci de mii de persoane din Mehedinți au fost diagnosticate cu o boală de inimă în primele nouă luni ale anului, mult mai multe față de 2012. Bolile cardiovasculare sunt foarte răspândite, respectiv ocupă locul 3 la nivel național și mondial prin, în ceea ce privește mortalitatea printre persoanele peste în jur de 50-60 și 5 de ani. Îngrijorător este că din ce în ce mai mulți tineri ajung la medic cu afecțiunea inimii. Principala cauză este stresul, dar doctorii nu exclud nici viața dezorganizată. Apar la vârste din ce în ce mai tinere să nu Exagerăm, dar ne obligă statisticile: avem infarte la 20 de ani, avem boli trombotice la vârste foarte tinere, și dacă ar fi să ne gândim de ce se întâmplă acest lucru, primul lucru cred că este stilul de viață. În general, se ajunge la timp, să spunem, dar, încă o dată, reiterez ideea consumului de droguri, acolo totdeauna se ajunge destul de târziu cei care se droghează ajung în faze tardive, când sunt dependenți și când efectele dăunătoare ale drogului asupra sănătăților deja sunt manifeste și deja pe lângă alte tulburări apar și tulburări la nivelul inimii. La nivel mondial, România ocupă un loc fruntaș în topul deceselor din cauze cardiovasculare.